Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat astăzi legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale senatorilor și deputaților. Actul normativ a fost adoptat săptămâna trecută în Parlament și prevede inclusiv tăierea pensiilor aflate în plată. Decizia de astăzi a șefului statului a fost bine primită de o parte a parlamentarilor maramureșeni. Deputatul USR Plus, Brian Cristian, a spus că îl încearcă un sentiment de satisfacție. Este o veste bună, chiar dacă am votat acest lucru săptămâna trecută, pentru faptul că în spațiul public s-a vehiculat foarte mult ideea că respectiva modificare legislativă va aplica la CCR din cauza unui amendament depus de grupul USR Plus, care ar fi fost considerat neconstituțional de anumite părți. Practic, acel amendament presupunea ca inclusiv indemnizațiile sau pensiile acelea ale parlamentarilor deja pensionați, inclusiv acelea să fie eliminate și să se calculeze în continuare doar contributivitatea la pensia tuturor parlamentarilor, inclusiv la cei care și-au încheiat mandatul. Se pare că nu a contestat nimeni la CCR nici legea, nici amendamentul propus de noi de USR Plus. Grupul nostru parlamentar fiind singurul grup parlamentar care nu și-a depus niciodată semnătura pe un proiect de creare a pensiilor speciale ale parlamentarilor sau chiar ale altor persoane din administrația publică locală. Deputatul USR Plus de Maramureș a adăugat că el și colegii săi de partid au făcut ceea ce au promis. Acesta a adăugat că de acum se vor concentra și pe celelalte categorii de pensii speciale pentru a se găsi formula cea mai bună, astfel încât să nu se înregistreze probleme ce țin de constituționalitatea inițiativelor lor. La rândul său, senatorul PNL Cristian Niculescu Țărlaș s-a bucurat de decizia președintelui țării. Legea a fost promulgată de către președintele României, după ce a fost adoptată unanimitate în Parlament, în camerele reunite. Așa conduce sectele, începând cu lucrarea promovării și publicării în motor oficial, față de toți parlamentarii care au avut acest drept, această pensie specială. Toate partidele, cu excepția UDMR, au votat în 17 februarie pentru eliminarea acestor pensii speciale. Peste 800 de foști senatori și deputați beneficiază în prezent de pensii speciale. Pensia medie a unui parlamentar depășește 5.000 de lei, iar aceasta crește în funcție de numărul de mandate.